Frați și surori, stimați prieteni care poate ați venit pentru prima dată, în casa de rugăciune din locul acesta, aș vrea să spunem toți, să facem acea afirmare care de fapt este biblică și în dimineața aceasta și să spunem cu toți ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. Frați și surori, în această dimineață suntem la o sărbătoare. Este împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. O sărbătoare care o sărbătorim și se sărbătorește începând de când era Domnul Iisus Hristos aici pe pământ, care prima dată când a sărbătorit-o, El a spus în felul următor: mi-am dorit mult să stau la masă cu voi. Întrebarea mea este pentru noi în această dimineață: mai este valabilă această dorință mare ca să stăm la masă cu Domnul Iisus Hristos? El a spus ceea ce de fapt era un adevăr. El și-a dorit mult. Și mă rog lui Dumnezeu ca și noi să avem această dorință de fiecare dată când sărbătorim acest prasnic, să avem această dorință fierbinte în inimă, să stăm la masă cu Domnul Iisus Hristos. Căci drept este lucrul acesta și adevărul acesta, că dacă nu stăm aici, la masă, cu Domnul Iisus Hristos, nici împărăția cerurilor nu vom avea parte. Și spunea Domnul Iisus Hristos, mergea mai departe și îi spunea lui Petru: Petre, dacă nu mă las să spăl picioare, această lucrare care face parte din aceeași lucrare din împărtășanie, nu vei avea parte cu mine. Și mă rog lui Dumnezeu ca fiecare dintre noi să acceptăm tot ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a învățat. Ca în felul acesta să avem parte cu El în împărăția lui Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului. Dragii mei frați și surori, în această dimineață, așa cum am spus, pentru că este un praznic, aș vrea să vorbim puțin, atât cât Dumnezeu va îngădui, despre adevărata viață. Adevărata viață, aș vrea să repet. Pentru că oamenii se înșală amar. S-au înșelat atunci, pe vremea Domnului Iisus Hristos, și oamenii se înșală și în vremurile noastre, după 20 de secoli. În Luca 12, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește de pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Și omul acesta nu face diferența, veți vedea acolo, nu face diferența între trai și adevărata viață. El, la un moment dat, prin harul lui Dumnezeu, i s-a înmulțit hambarele. I s-a înmulțit rodul câmpului. Și el spune așa în inima lui: acum, după ce îmi voi înmulți hambarele, mi le voi mări, voi zice sufletului meu: suflete, bucură-te, suflete, și te veselești. Căci ai multe avuții pentru mulți ani. Oare așa să fie? Oare viața aceasta de aici, de pe pământ, este adevărata viață? Îngăduiți-mă să fac o mică paranteză. Mi-aduc aminte când eram copil, eram mai tânăr, la părinții mei, să-mi iertați puțin tonalitatea. Problemele astea le am de mai multă vreme. De aceea am să depărtez puțin mai tare microfonul. Mi-aduc aminte pe stradă unde stăteam în Cluj, aveam un vecin care a luat pensia, s-a pensionat. Cred că avea vreo 60 sau 62 de ani. Era într-o duminică seara de vară și a ieșit în fața casei cu un pahar de vin în mână. L-a văzut pe taică-meu că era gata să meargă la adunare
Și a strigat la el că era numai casa a doua dincolo de noi și a spus, i-a spus la taică-meu în felul următor, măi Ioan, nu-ți mai pierde vremea și te duce la biserică sau la adunare. Pentru că adevărata viață și raiul, spunea el, este aici pe pământ. Uită ce bine o duc. Avea adevărat își permitea multe lucruri. L-am auzit pe taică-meu când i-a spus un răspuns, nu știu dacă a fost cel mai înțelept, din punct de vedere a duioșiei. De-aia a spus, auzi, dacă crezi că aici este raiul pe pământ, îți spun că scurt o să fie raiul tău. Nu a trecut multă vreme, nu a ajuns la 70 de ani și a decedat. Dragii mei frați și surori, în dimineața aceasta aș vrea să vorbim de adevărata viață. Care Domnul Iisus Hristos face o afirmație și spune așa, că pâine, adevărata pâine care s-a coborât din cerul, cine o mănâncă, chiar dacă va muri în trupul acesta, el va trăi. Și apoi, dacă ne rămâne puțin timp, am pe inimă să ne facem un mic test, fiecare dintre noi. Să vedem, într-adevăr, trăim adevărata viață sau sunt lucruri încă care trebuie să le punem la punct. Și am să mă folosesc de acest test dintr-un psalm din Vechiul Testament și am să mă folosesc și de un mic cuvânt din Noul Testament. Să le folosim pe amândouă. Dar mai întâi de toate, haideți să vedem de ce s-a ajuns aici și Domnul Iisus Hristos a vorbit niște cuvinte care oamenii pe vremea aceea au rămas șocați. Au rămas surprinși din mai multe puncte de vedere. Primul punct de vedere, au rămas șocați pentru că Domnul Iisus Hristos vorbea despre El însuși. Și este, poate nu este bine văzut nici astăzi să vină cineva să vorbească despre El. Este mai bine văzut să vină cineva să spună El este inginer, îl știu din România. Decât să spun eu, am făcut ingineria în România sau alte lucruri și să mă laud. Am întâlnit astfel de oameni. Dar este mai, parcă mai bine primit să spună altcineva, îl știu de acolo. Sau să dovedească prin purtarea lui că este un om învățat. De aceea, din primul acesta punct de vedere, parcă le-a căzut greu când Domnul Iisus Hristos le-a spus, eu sunt pâinea care a coborât din cer, sau care se coboară din cer și dă lumii viață. Și al doilea lucru care i-a șocat, și fratele Iosif a amintit aici, este că Domnul Iisus Hristos spunea, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață. Oamenii aceștia cărora Domnul Iisus Hristos le vorbea, erau niște oameni care judecau lucrurile firești. Pentru că din pricina aceasta au spus ei în versetul 52 la auzul acestor cuvinte iudeii se certau între ei și ziceau cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Erau niște oameni firești și judecau lucrurile firești. Dar oare Domnul Iisus Hristos le vorbea firește sau duhovnicește? Ce ziceți dumneavoastră? Vorbea într-adevăr despre viața aceasta de pe pământ sau de viața de dincolo de mormânt? Oare cum s-a ajuns aici la această discuție? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și mai înainte în același capitol, dacă citim, veți vedea că s-a ajuns de la înmulțirea pâinii. De la o minune care Domnul Iisus Hristos a făcut-o, și spune cuvântul lui Dumnezeu că de la 5 pâini și 2 pești s-a săturat mai mult de 5.000 de oameni sau de bărbați. Și au mai rămas încă vreo 12 coșuri. Și oamenii aceștia, văzând minunea care Domnul Iisus Hristos a făcut-o, s-a ținut, să zicem noi așa pe limba românească, cam stai după Domnul Iisus Hristos.
Și omului, dar Domnul Iisus Hristos le spune, vă spun adevărul, că nu mă căutați pentru alte lucruri, ci pentru pâinea pe care ați mâncat-o. Deci pentru lucrurile acestea materiale mă căutați. Ați văzut minunea care am făcut-o și de aceea mă căutați. Nu pentru alte lucruri. Oamenii aceștia oarecum se lăudau. Și aș vrea ca să înțelegem lucrul acesta bine. Poporul lui Israel mărcată trecuse vreo 1000 de ani de când intrase în țara făgăduinței, ei se lăudau cu cel puțin două lucruri. Le-am găsit în Scriptură, se lăudau înaintea lui Domnul Iisus Hristos. Unul dintre ei, dintre aceste lucruri, se lăudau și spunea în felul următor: noi suntem fiul lui Avram. Și Domnul Iisus Hristos, într-o împrejurare, le dă o replică și spune: dacă ați fi fiul lui Avram. Acum, din punct de vedere fizic, este adevărat că erau din sămânța lui Avram. Dar din punct de vedere spiritual, au părăsit de mult cărările acestea pe care le avea Avram și pe care umbla Avram. Și Domnul Iisus Hristos le spune, dacă ați fi fiul lui Avram, vorbindu-le tot spiritual, ați face și ați avea faptele lui Avram. Și spune Domnul Iisus Hristos niște cuvinte foarte aspre. Și spune, dar voi sunteți fii diavolului. E greu să-i spui unui evreu astfel de lucru. Nu o să accepte niciodată. Ba mai mult, o să te urască. Dar Domnul Iisus Hristos le spunea din punct de vedere a spiritualității. Pentru că cei care într-adevăr sunt fiii lui Dumnezeu vor trăi în felul în care Dumnezeu îl cere să-l trăiești. Și în vremurile noastre ca și creștini. Cel care se numește creștin. Și toți ne place să ne numim creștini autentici. Întrebarea mea este, oare purtarea noastră n-ar trebui să seamene ca Domnul Iisus Hristos? Să ne ajute Dumnezeu ca să fim o epistolă vie în fiecare zi. Pentru că în vremurile noastre, îngăduiți-mă acest lucru, în vremurile noastre, prea puțin poți să-i spui unui om de Dumnezeu sau de jertfa Domnului Iisus Hristos. Te ignoră și te sfidează. Pentru că nu este la mod. Dar în schimb, poți să faci ceva. Ceva care nu trece nevăzut este purtarea ta. Să dovedești prin purtarea ta și prin purtarea mea că ești fiul de Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului. Și oamenii aceștia, al doilea lucru cu care se lăudau înaintea Domnului Iisus Hristos, oamenii aceștia au spus așa: părinții noștri, și aș vrea să citesc din versetul 31, părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâinea din cer. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și veți vedea, cred că în capitolul 4 din Iosua, mana aceea care Dumnezeu făcea ca în fiecare dimineață să cadă, oriunde mergeau acești oameni, poporul Israel, înainte să intre în Canaan, timp de 40 de ani Dumnezeu i-a hrănit din punct de vedere, aș vrea ca să precizez, fizic, cu această mană. Această mană nu era pentru partea spirituală, nu era pentru Duh, era pentru partea fizică. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că erau niște bobițe mici, care în fiecare dimineață, care aveau forma unei sămânțe de coriandru sau unei bucăți de gheață mică. Și în fiecare dimineață ei o adunau. O adunau, o măcinau puțin, apoi o frământau și făcea din ea o turcă. Și mâncarea aceasta le-a fost mâncarea de bază fizică timp de 40 de ani. Pe lângă că Dumnezeu le-a mai dat și carne, până la urmă. Dar această mâncare, timp de 40 de ani, a fost o hrană pentru trup. Știți, până când? Până în ziua în care au trecut Iordanul de partea cealaltă, în fața Ierihonului. Și spune cuvântul lui Dumnezeu
în capitolul 4 din Iosua, că în ziua în care au intrat în țara promisă, au trecut Iordanul, în ziua aceea au luat boabe de grâu, le-au prăjit și le-au mâncat din roadele țării și imediat această man care venea din cer s-a oprit. S-a oprit acolo și niciodată n-a mai căzut. Ei, oamenii acești, să lăudau înaintea Domnului Iisus Hristos, oarecum, noi suntem fiii celor care au mâncat această hrană. Dar, haideți să vedem ce s-a întâmplat cu cei care au mâncat această hrană. Pentru că s-ar putea ca ei să se laude cu cineva cu care n-ar fi trebuit să se laude. Și știți de ce? Pentru că în Psalmul 95, cu versetul 11, Dumnezeu vorbește în felul următor despre neamul acela de oameni care au mâncat acea hrană și acea mană. Și spune, Dumnezeu în mânia Lui a jurat că nu va intra în odihna Lui. Așa vorbește Dumnezeu despre oamenii care au mâncat acea mană. Pentru că așa cum am spus, mana aceea au mâncat-o pentru partea fizică să nu moară. În pustie nu era frați și surori. Nu erau mâncare. Și această mană venea în fiecare dimineață. Ei, dar oamenii aceștia, așa cum am spus, care judecau lucrurile firește și nu spiritual, se lăudau cu aceste lucruri. Și Domnul Iisus Hristos vine și spune așa, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Și spune așa Domnul Iisus, aș vrea să citez, este cel mai bine când citim din Scriptură. Să vedem ce-a dat mana aceea și la ce le-a folosit lor așa de mult de să lăudau și să vedeți cine mănâncă din Domnul Iisus Hristos, ce se întâmplă cu el. Are oare soarta oamenilor care au avut acei oameni timp de 40 de ani, care Dumnezeu a spus, am jurat în mânia mea, că nu vor intra în odihnă. Despre ce odihnă a vorbit Dumnezeu? Lucru cert este că toți acei oameni care au ieșit din Egipt și care erau în stare să poarte arme de la 20 de ani în sus, au intrat numai doi în țara Canaanului. Toți au murit. Măcar că au mâncat mana aceea. Dar Domnul Iisus Hristos spune așa, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică. Și chiar dacă va muri, el va trăi. Lăudat să fie numele Domnului. Amin. Și mai departe spune Domnul Iisus Hristos, și eu îl voi învia în ziua de apoi. Și aici este un secret mare. Toți oamenii vor învia în ziua de apoi. Și cel bun, și cel care este mai puțin bun, și cel rău. Dar pentru viață veșnică va învia cel care s-a împărtășit în chip vrednic cu trupul Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Spune aici Domnul Iisus Hristos, eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Oare din punct de vedere fizic, spunea Domnul Iisus Hristos, lucrurile acestea? Nici de cum, frați și surori. Am citit în Scriptură și personal am găsit doi oameni care erau ca și noi, oameni muritori, care n-au murit. Spune cuvântul lui Dumnezeu de Enoch că a umblat cu Dumnezeu și Dumnezeu l-a răpit la cer. N-au avut parte de moartea aceasta fizică. Apoi, spune cuvântul lui Dumnezeu de un alt om mare, de Elie, că și pe el Dumnezeu l-a răpit la cer. Dar toți cei care se împărtășesc cu trupul și sângele Domnului, oare nu vor avea parte de această moarte fizică? Ba da, vor avea parte. Dar din cauza că au crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos și din cauza că au primit acest dar, vor avea viață veșnică cu Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu,
are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Ei, oamenii aceia, așa cum a spus, care judecau lucrurile din punct de vedere al fizicului, oamenii aceștia au spus, cum poate să ne dea? Pentru că, în adevăr, ei credea că să-i mănânci trupul Domnului Iisus, să bei sângele. În țara în care au intrat ei înainte, au existat popoare care își mâncau unii pe alții. Își mâncau copiii și alte lucruri, dar n-ar vrea să intru în asta. Dar exista. Și Domnul Iisus Hristos nu le vorbea despre aceasta. Găsim aici, în aceeași Evanghelie, în Evanghelia lui Luca, găsim ce înseamnă de fapt. Dar din cauza că ei erau firești, nu puteau să priceapă. Nici ucenicii nu știu cât de mult au înțeles atunci. Măcar că spunea fratele Iosif că nu l-au părăsit. Nu l-au părăsit pe Domnul Iisus Hristos. Măcar că cei mai mulți atunci când au auzit spune cuvântul lui Dumnezeu, nu se poate, vorbirea aceasta era prea de tot. Și mulți l-au părăsit pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus se întoarce spre ucenici și le spune, dar voi nu vă duceți? Voi oare ați înțeles despre ce le vorbeam? Oare se poate ca voi să fi pricepută? Și ei, unul dintre ei, spune, la cine să ne ducem, Doamne? Pentru că la tine sunt cuvintele vieții. Și este adevărat lucrul acesta. Dar în ce fel să mănânci trupul și sângele Domnului Iisus Hristos? Haideți să citim din Evanghelia după Luca. Aici spune cuvântul lui Dumnezeu când a fost cina cea de taină, ca să înțelegem bine despre ce a fost vorba. Măcar că știm. Dar e bine să ne aducem aminte, pentru că așa spune Domnul Iisus Hristos. Ori de câte ori mâncați această masă, trupul meu și sângele meu, să vă aduceți aminte de mine. De aceea este bine, chiar dacă știm, să ne aducem aminte. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, în Luca 12, cu versetul 22, cu versetul 19. Apoi a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o, i-a dat zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să facem lucrul acesta spre pomenirea mea. Versetul 20. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și l-a dat, zicând, acest pahar este legământul ce nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Frați și surori, trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, spunea Domnul Iisus Hristos, erau pâini. Dar din punct de vedere simbolic. Din punct de vedere simbolic. A luat Domnul Iisus Hristos o pâine nedospită, a frânt-o în fața lor și a spus, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Luați și mâncați. Despre această mană sau hrană vorbea Domnul Iisus Hristos. Luați și mâncați toți. Apoi a luat un pahar care de fapt era rodul viței, era must. Era must. L-a luat și a spus, împărțiți-l între voi. Beți toți din el. Acesta este sângele meu care se scurge pentru iertarea păcatelor. Deci din punct de vedere simbolic le vorbea Domnul Iisus Hristos. Dar spuneam ca mai înainte, când omul este firesc, toate lucrurile și cele duhovnicești, el înțelege firește. Și le răstărmăcește spre pierzarea lui. Dar când omul este duhovnicesc, nu trebuie să-i dai multe amănunte despre cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că el imediat a înțeles mesajul lui Dumnezeu. Mi-aș dori în această dimineață ca toți care suntem aici, frați și surori, să înțelegem lucrurile duhovnicești. Ca în felul acesta să avem viață cu Domnul Iisus Hristos. Amin? Apoi, aș vrea să, așa cum am spus, timpul s-a scurs, dar aș vrea să facem un test. Frați și surori, îngăduiți-mi numai 2-3 minute. Toți cei care se împărtășesc, dacă vă uitați aici, să știți că sunt două pâini care le-a frământat o soră din adunare, care nu sunt dospite, și aici este un conținut care este suc de roșu, de struguri, de fapt. Care nu este dospit.
Pentru că așa e și dospeala, de fapt, este, reprezintă păcat. Când a ieșit din Egipt, copiii lui Israel au ieșit fără dospeală, fără pâine dospit. De aceea, acea fermentare reprezintă păcat. Dar dacă vă uitați, sunt două pâini care le-a frământat din făină, care poate o cumpărăm de la magazin, și ne întrebăm, oare aceasta are puterea trupului Domnului? Noi, prin credință, credem că dacă ne rugăm și cerem binecuvântare, are puterea trupului Domnului Iisus Hristos. Și toți cei care se ating de ea pot să primească viață. Amin? Amin. Erau femei care aveau o problemă mare. Aveau o problemă mare. Și ea și-a spus așa. Aveau o problemă de sănătate care nimeni nu a putut să-i o rezolve. O spus așa, trece Domnul Iisus Hristos de acolo. Și am să mă duc, să mă ating, nu de El, de pola Harului, și am să mă vinde. Aș vrea să vă întreb, când te apropii de Domnul Iisus Hristos cu credință, are putere Domnul Iisus Hristos? Amen. Are. Femeia aceea a primit vindecare și a primit ceea ce căuta. De aceea, frați și surori, noi credem prin credință că aici între noi este trupul și sângele Domnului Iisus Hristos care s-a frânt pentru noi pe dealul Golgotei și care a curs pentru noi pe dealul Golgotei. Și când ne apropiem de El în chip vrednic, El are putere și ne dă viață. Dumnezeu să ne dea viață la toți. Amin? Apoi, așa cum am spus, un mic text. Orice creștin care se apropie de acest trup și sângea Domnului Iisus Hristos crede că primește viață. Doar cum putem să știm într-adevăr dacă avem viață? Ne-ar interesa oare ca să știm lucrul acest? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Apostolul Pavel în Cartea Corintenilor 11 Corinteni întâia Cartea Corintenilor în capitolul 11 spune că erau niște oameni care se apropiau ca și ceilalți, de trupul și sângele Domnului, dar zice despre ei că unii dormeau, alții erau bolnavi și alții erau neputincioși. Era același trup, același sânge, dar nu era aceeași stare a oamenilor. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, noi suntem interesați să știm oare în ce stare suntem? Oare avem viață sau nu avem? Că n-aș vrea ca niciunul dintre noi să ne apropiem, să fim neputincioși, să dormim sau să fim altcumva. A vrea să avem toți viață. Și am găsit două lucruri în Scriptură. Nu că n-ar fi mai mult. Am găsit unul tare asemănător și este familiarizat. Și îl știm cu toți. Găsim în Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Psalmelor, în primul psalm. Haideți să vedeți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și eu personal l-am asemănat și am zis cineva care se apropie de Domnul Iisus Hristos, într-adevăr, și are viață, ar trebui să seamene cu acest om. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în Psalmul 1 și zice așa, El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul lui la vremea lui, ale căror frunze nu se veștezesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Frați și surori, cel mai mare test ca să ne dăm seama dacă într-adevăr avem viață atunci când ne apropiem de trupul și sângele Domnului Iisus. Este roada noastră și roada aceasta nu o putem înșela. Pentru că eu personal despre mine aș putea să spun fraților, eu am roadă. Personal aș putea să spun trăim într-o țară în care poți să spui părerea ta. Ești liber să spui. Dar asta nu înseamnă că spui adevărul. Asta nu înseamnă că părerea ta este adevărul. Și de cele mai multe ori o să spun adevărul despre tine cei din jurul tău. Pentru că roada unui om o vede cei din jurul lui și o vede frații care gustă din rodul lui, nu? Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și în Cartea Galatenilor. În 5 Galateni și aici, duminică seara, fratele Petre Butar ne-a ușurat puțin geaba. Vorbește aici de roada Duhului. Oare s-ar putea să ai viață și să nu ai roada Duhului? S-ar putea, frați și surori.
Nici de cum. Așa cum am spus ca și în Psalmul 1 și în Cartea Galatenilor, în capitolul 5, începând cu versetul 22, ne vorbește Cuvântul lui Dumnezeu despre Cel care într-adevăr este în Hristos și are viață din plin. Și aici ne vorbește și ne dă nouă roade. Dar cum se spune aici, sunt mai multe. Sunt altele care putem să le adăugăm la acestea. Mă rog lui Dumnezeu, frați și surori, în primul rând, ca Dumnezeu să ne facă niște oameni roditori. Deci dacă avem viață noi, să rodim, să rodim. Și atunci când rodim, să știți că nu rodim pentru noi. Rodim pentru cer și pentru cei din jurul nostru. Mă opresc la aceste cuvinte pentru că timpul s-a scurs și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu, din împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, să primim viață. Toți dintre noi să primim viață. Să nu fie spre o sânta niciunia dintre noi. Amin. Dragii mei, în cele ce urmează ne vom apropia de împărtășirea cu trupul și sângele Domnului.